Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Ei, uite, nenatii, cu bună dimineață, dea Dumnezeu sănătate. Uite, minus 6 grade dimineață, minus 6 grade dimineață, doamnelor. Azi o vreme absolut încântătoare la Suceava. Sper ca și la domniile voastre, acolo unde vă aflați, oriunde pe mapamondul ăsta, și vă mulțumim că ne urmăriți. Sper să aveți o dimineață frumoasă. Dacă e pe America, e noapte, nu? Aghia vine noaptea, aghia s-a culcat, oameni. Dar asta e altă discuție. Sper ca dimineața care vă prinde după vreo 10 ore să fie frumoasă. Dragilor, azi vreau să vorbesc despre două lucruri. Despre necaz și despre ignoranță. De fapt, despre ignoranță vreau să vorbesc. Ticușor, hai să filmez un pic chestia asta. Știi ce e povestea asta? Suceava, vezi? Și două punctișoare. Le vezi? Asta e Suceava, da? Și două puncte. Aseară a fost... Cum să zic eu, a fost demență în oraș, sunau telefoanele la 112, domnule, ați văzut ce-i picerul Sucevi, două baloane mari, albi, OZN-uri, dispar, apar. Bă, toată lumea panicat. Știi ce a fost Sucevi, nu? Jupiter și cu Venus în conjuncție, se cheamă în termeni astrologici. Nu prea mă pricep la treaba asta, am verificat și eu, dragii mei. Și în seara aceasta, dacă cerul e senin, se va întâmpla exact același lucru. E un fenomen planetar, e un fenomen cosmic, se întâmplă, nu trebuie să vă speriați, nu mai sunați pe doamnele de la de aici, de la STS cu 112, din centrala 112, că nu are rost. Săracele femei nu înțelegeau aseară ce se întâmplă. Bănuiesc că s-a întâmplat așa în toată țara, pentru că toți au fost, wow, ce se întâmplă? Și tot a început de la nebunia asta cu baloanele chinezești, știi, ușor, nu? Toată lumea e cu baloane chinezești, o mai descoperit. Da, da, ei, bun, suprapuse cu povestea, cu isteria, cu alarmele, nu-ți spun ce în capul unora și cam ce demență s-a creat, demență. Așa, o criză de aia totală. Am lămurit-o într-un fel aseară, am postat acolo, urmăriți News Bucovina, că noi, nu că suntem mai deștepți decât ceilalți, dar prostii mai rar dăm și dacă dăm, Doamne ferește, le cumva le recunoaștem. Deci nu e conjuncție Jupiter cu Venus, da, două planete frumoase, așa să văd ele, dacă bate soarele, în fine, sunt foarte strălucitoare. E altceva. Uitați-vă și în seara asta, că puteți, că e ultima dată când o mai, după care o să mai fie altă dată în viață, dacă o să mai prindem. Și despre alt lucru vreau să vă povestesc în această zi, despre alt soi de ignoranță, adică să te uiți numai la televizor și să nu mai vezi și alte surse. Dragii mei, azi noapte, după episodul ăsta cu cele două planete, cu conjuncția, primesc un telefon și vină repede că arde la cumătru casa. Ce poftim? Arde la cumătru. Bă, ieșim din casă, două, un plovăraș pe tine, trage o cecuță, mergem în deal. Ardea o casă, acolo la noi, casă, ok, aoleu, când ne uităm, vin pompierii, se rezolvă toată treaba, ne uităm pe laterală, peretele căzut, acoperișul ars tot, povestea care? Ora 10 seara, un domn trece pe marginea drumului și vede cum ia domnului unui vecin casă, efectiv ia de acasă, de la acoperiș în sus, flăcări, ora 10. Intră în curte, câinii pe el, dă să-l rupă în două, bate la ușă, ies vecinul, ce, dai seama, așa, omul stătea la televizor cu cei 5 copii ai săi, băieți toți, și băieți mai mari, mai mici, în casă nici o picătură de fum, cald, bine, în schimb, de la pod și acoperișul, flendul, ticușor, flendul. De fapt, cred că am și dat o știre, uite, acum a apărut și un update de la Liteni, auați, fii atent aici, seara, la ora, incendiu izbunit la o casă de locuit din satul Liteni, comuna Moara. Incendiul se manifestă la podul și acoperiș locuinții cu pericul de propagare la restul construcției. Acum, în această dimineață, primim update incendiului Ten. Au ars acoperișul casei de grup pe o suprafață de aproximativ 200 de metri, oameni buni. 200 de metri. Deci vă dați seama ce e acolo. Și învelitoarea din tablă. S-au degradat pereții și izolația exterioară pe o suprafață de 30 de metri pătrați. Cauza probabilă de izbunirea incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile. La ora 10 seara, înainte să te apuci să dormi, acum știți cum e? Nici nu știu, nu pot să... Am fost aseară acolo, am stat, ce să faci? Pompierii profesioniști au venit, au știut exact ce au de făcut, dar te doare sufletul, e jale total. Închipuiți-vă să stai cu cei 5 copilași ai tăi la televizor seara și să nici măcar să nu știi că ți-ar de casă. Cumplit. Nu. După care urmează episodul celălalt, ușor. S-a oprit curentul, am tăiat curentul, am intrat, dă-i copii afară, îmbracă-i, că Dumnezeu știe că trebuie să rezolve coața repejor. Dă-i cu apă, câteva tone de apă, în această dimineață, închipuiți-vă, la minus 6 grade, cam 5 casa aia, nu știu, nu,
Nu vreau să mă gândesc la mine. Cam cum o curs pe casa aia, cum a făcut, cât dai seama, 200 de metri pătrați. De acoperiș ars, 200 de metri pătrați. Au dat aia patinoare acolo, dragii mei. Patinoare în casa aia, și pe pereți, și pe... Păi ce vreți, domnilor voastre? Ce? Avem nasol? Pleacă salvarea. Stai să vezi, stai să vezi, că ia uite, uite intersecție, minunat. Mașină oprit. Hai, ia, cum ies ăsta aici? Hai, că-s curios, cum ies? Zi-mi și mie cum ies omul ăsta. Ia, arată-mi schema. Hai că ies, hai că ies. Foarte tâmpită ieșirea asta de la ambulanță de aici. Foarte tâmpită, dar nu mai contează. 10 secunde poate să însemne salvarea unei vieți. Da, iarăși vorbesc noi. Închipuiți-vă că la omul ăla e patinoar în casă, e patinoar pe pereți, e patinoar pe pot, în pot, pe jos, peste tot. 5 copilași, 5 elevi și unul de grădiniță și tatăl stau să gândesc ce facem la minus 6 grade pe friguțul ăsta. Noi suntem la dăpost aici, da? Și uite cum dăm din guriță la aburi. Cu groază mă gândesc la familia aia. Și totul de la ignoranță, dragii mei. Nu vă lăsați păcăliți că se poate. Nu. Puneți mâna, curățați coșurile de fum. Iarna a venit acum, e mai frigut acum, tentația e să pui pe sobă. Coșul e necurățat, el duduie, bagă, fum, arde și dă drum la joacă. E grav, foarte, foarte grav. Și la mine, și am avut un episod din asta cu foc acolo la fermă la mine. Foarte, foarte, foarte aiurea, foarte aiurea. Și vorba aia, curățasem și tot s-a întâmplat în cazul. Dar nu e de joacă, dragii mei. Despre ignoranță vreau să vă vorbesc în dimineața asta. Și vă rog frumos, aveți grijă. Mai o să mai fie un episod de frig în iarna asta, că e cam gata. Dar nu vă păcăliți. Puteți în seara asta, dacă puteți în seara asta, nu, dar mâine opriți focul, răsați să se răcească un pic și dați o perie. Că e vorba despre agoniseala voastră de o viață. Nu vă jucați, pentru că viața și sănătatea voastră e mai scumpă decât orice pe lumea asta. Dragilor, încă o dată vreau să vă spun, dacă vedeți de seară două baloane pe cer, nu sunați la 112, sunați numai dacă vedeți foc la vecinul și să dea Dumnezeu să nu aveți nevoie să vedeți niciodată, pentru că este absolut cumplit. După incendiu se-ți vină cu înghețul, e Dumnezeu, nici nu mai vreau să mă gândesc. Sănătate, maxim îi urez tatălui și copilașilor să poată să treacă. Noi, comunitatea, o să ne punem mână la mână, să începem să facem repede ce se poate face acolo, dar la minus 6 grade, și orice să faci? Cum o gestionez? I-au spart peretele, tu înțelegi că trebuie să spargă peretele sus, acolo, ca să iei niște imagini cumplite. Și ți-am spus, în dimineața asta, patinoare. Un share, un like, spuneți-le și celor și cunoscuților voștri, avertizați-i că e un pericol. Frigul e un pericol pentru că vrem să facem cald, facem foc. Foc înseamnă pericol. Dacă nu e cum trebuie, e pericol. Nu vă lăsați păcăliți că merge și așa, că nu merge. Deci la Suceava, continuăm de dialog, ticșor. Ar merge acum un concert, este? Ceva, un brinci, așa, să nu ai... Un share, un like, o abonare, face foarte mult pentru noi. Iertați-ne dacă nu suntem tot timpul pe gustul domniilor voastre. Încercăm și noi să scoatem ce e mai bun la suprafață, dar vedeți că e înghețat deocamdată. Vă mulțumesc frumos, sus inimile!